Psalmul 127, versetul 1. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Amin. Amin. Reluați, vă rog, locurile. Versetul ăsta pentru mine e o concluzie a vieții. Pentru voi o avertizare. Am învățat în anii care au trecut că fără Dumnezeu e degeaba. Voi intrați în viață, că sunteți mai tineri, cu învățătura asta. Fără Dumnezeu, degeaba. Exprimat în termeni matematici, egal cu zero. E o seară de tineret. Nu vi se pare ciudat că predică doi bătrâni? Vă place că predică doi bătrâni la o întâlnire cu tinere? Știți care e dezvinovățirea mea? Și eu am fost tânăr. Mi-aduc aminte, într-o vreme aveam 5 ani. Am avut și 10 ani. Ați avut și voi, da? Ați avut. Am avut și 17, și 18, și 20, și 40, și 50. Mai mulți din voi ați avut 50, nu? Am împlinit 58. Sunt care au împlinit, da? Și voi veți împlini. Care v-a împlinit 58 de ani din voi? Nu știți? Îi mustram pe cei din diaspora europeană într-o biserică că ei au luat bine cuvântările de copii, iar nouă ne-au lăsat în mormântările. Că părinții voștri sunt acolo. Și aici, în Australia, când am venit, frate, predica la mormântare, la mama. Dar cine-i mama ta? Mi-a spus cine. Dar nu predicăm numai la bătrâni. Noi predicăm și la tineri la mormântare. Spuneam că se întâmplă că în lunile iunie, iulie, august, când vin europeni în concediu, avem foarte multe mormântări la tineri. Băieți, fete, recent am predicat la un băiat de 24 de ani. Și nu numai că am predicat la priveci la el, dar o cunoșteam foarte bine pe prietena lui cu care avea să căsătorească. Și am vorbit cu fata asta. Cadouri, visări, speranță. L-a lovit pe ăsta un cancer câteva zile în pământ. Fără Dumnezeu e degeaba. Fără Duhul Sfânt e zadarnic. De aceea sunt în seara asta aici să vă spun, luați-o așa ca un sfat, luați-o ca o avertizare, trăiți în voia lui Dumnezeu. Amin. Și plin de Duhul Sfânt. Amin? Amin, să fie, Domnul. Eu citeam despre patriarhi ăia vestiți din vechime și când ne-am citit acolo numele lor, m-am plictisit. Set, Enos, Cainan, Mahanael, Iared, ce vă spun vouă numele astea? Cine au fost ăștia? Cu ce s-au evidențiat oamenii ăștia? Citiți-vă, rog. Că s-au născut și au murit. Asta-i tot. Și când eram gata să mă plictisesc de-a binelea și știam ce urmează, am întâlnit un nume, Enoch. Ăsta a fost diferit, domnule. Despre el spune că ăsta a umblat cu Dumnezeu și nu s-a mai văzut că Dumnezeu l-a răpit. Ăsta s-a șters de pe tabelul oamenilor comuni. Eu întâlnesc tineri care spun, eu sunt mai rebel. Păi eu sunt mai diferit față de ceilalți, sunt non-conformist. Și am spus non-conformist față de cine? Față de cei din adunare sau față de cei din lume? Că dacă toate fetele se îmbracă cuvincios la adunare și vezi una mai extravagantă, spun eu sunt mai rebelă, nu pot fi ca ele. Păi nu ești unicat, că de astea ca tine sunt sute în lume. Fii non-conformist față de cei din lume. Și fii după voia lui Dumnezeu. Amin? Amin. Omul ăsta a umblat cu Dumnezeu. Mi-am pus problema. Eu cum aș putea să umblu cu Dumnezeu? Umblu cu El de mână acum? Nu. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit. A umbla cu Dumnezeu înseamnă a umbla în Scripturi. Doamne ajută-ne la aceasta. Fără Dumnezeu, degeaba. Viața fără Dumnezeu e degeaba,
fără călăuzirea Duhului Sfânt e zadarnică, pentru că în viață, viața nu ne trece așa ca o apă lină care curge ușor. Nu, nu, viața are peripețiile ei, are crizele ei. Și în moment de criză îl cunoști pe om cine. În moment de criză împarte oamenii așa în categorii că te miri când te uiți la dânsă. Luăm o criză materială. În Samaria e foamete, dar foamete mare, mare, mare. Un cap de măgar costa 80 de sicli. Care a mâncat cap de măgar? Noi venim din România, e flămândă, nu? N-am mâncat niciodată cap de măgar, dar era scump în Samaria. Și un sfert de cap de găinați de porumbel, 2 sicle. O ajuns foamea până acolo cu o femeie și ofer copilul și l-a mâncat. Și la un moment dat o femeie merge la împărat și îi spune: eu mi-am mâncat copilul, ea nu vrea să-l dea. Împăratul se pare Ioram. Și apare prima categorie de oameni din Samaria. Când aude împăratul sfâșie haine și spune să mă pedepsească Dumnezeu dacă mâine nu voi tăia capul lui Elisei, fiul lui Șafat. Eu m-am oprit din citire și m-am întrebat nedumerit, dar ce vină are Elisei? De ce să-i tai capul la omul ăsta? Că doar foamea din Samaria nu-i din cauza lui Elisei. Biblia spune, Ioram a făcut ce este rău înaintea Domnului. Și Domnul a pedepsit cetatea cu foame și el acum îi taie capul la proroc. Știți, prima categorie sunt oamenii aceia care aruncă vinovăția lor asupra altora. Și de ăștia stari mulți. Era cultivat prin legea vechi testamentală să crească țapul Azazel. Că Domnul bunătatea lui a spus, măi Moise, e un țap, pune mâinile pe el, pune toate păcatele pe capul țapului și trimite, gata, țapul e vinovat. Și țapul Azazel a rămas până în zilele noastre. Avem probleme în adunare? Eu știu cine e vinovat. Ăla, aia, ăla, aia. E o categorie de oameni. Mi-aduc aminte asta. Eu toate întâmplările care le spun sunt cu date și oră. Dar asta m-a auzit-o. Nu știu unde. Într-o biserică erau mari probleme, mari frământări. Fiecare își da cu părerea de ce nu merge bine adunarea. Și un bătrân înțelept s-a ridicat și a spus, fraților, eu știu din pricina cui nu merge adunarea, dar n-am curajul să-i spun numele. Dar spune, frate, măi, nu pot. Da, dacă veniți după amiază la adunare, eu am acasă o poză de-a lui. Și am să pun poza acolo și când intrați îl vedeți. Și întâmplarea arăta că la intrarea în adunare era o cutie de carton și fiecare se uita la poza aia, intra în bancă și sta așa de cu minte ca sfântul. Că pe fundul cutiei era o oglindă. Și ei toți uitau, eu sunt vinovat, mai sunt vinovat aici în adunare, aveți probleme în adunare? Eu știu cine e vinovat. Recent am primit mărturisirea unui tânăr, mi-a spus niște grozăvii care le-au făcut. Dar au avut până la urmă grijă să-mi spună, astea frate ne-am făcut din cauza la păstor. Mi-a spus, stai un pic, cum din cauza? Bă, tu te droghezi din cauza păstorului? Mergi la femei stricate din cauza păstorului, divorțezi din nevastă, frate, dacă păstorul ar fi mai duhovnicesc, a, păstorul e vinovat, comitetul e vinovat, din cauza tinerilor, din cauza fetelor din adunare, m-a lăsat eu de pocăind. S-o credeți voi? Eu nu cred. Criza asta din Samaria scoate o categorie de oameni. Îl scoate, exponentul ei este Ioram, care aruncă vinovăția pe oricine numai să nu se pocăiască. Ce bine să umbli cu Dumnezeu și ce bine să fii plin de Duhul Sfânt. Doamne, ajută-ne! A doua categorie reprezentată prin călărețul care nu credea. De-ar face Dumnezeu ferestre în cer. Nu se poate. Și eu vă spun, s-a putut. A doua zi la poarta Samarii s-a vândut floră de făină, cum o striga prorocul Elisei. Mai sunt din aceia care nu cred în adunare? Mai sunt? Domnul să ne vindice de necredință și să ne dea credință, amin? Și nu intrăm în amănunte. A treia categorie, am spus eu, erau egoiște de leproși. Cineva-i lăudat, dar eu nu i-am lăudat. Că eu spun că s-au aruncat, o spun, hai să ne aruncăm asupra taberei. Dar cei s-au aruncat din vitejie, ei s-au aruncat din disperare. Că o spun, dacă stăm aici, murim, aia acolo, poate scăpăm. Și Domnul a făcut să găsească o tabără plină de mâncare.
Și Biblia spune că au intrat într-un cort, au mâncat, au băut, au îngropat. Au mers în alt cort, au mâncat, au băut, au îngropat. Și la urmă de frică au spus, ce facem noi, nu-i bine, dacă ne mâni dimineață, suntem pedepsiți, hai să le dăm de știre. Criza întotdeauna naște și egoiști din ăștia. Oameni invidioși, oameni pentru ei, pentru mine și pentru mine și pentru mine. Să nu fie așa la voi, frață. Și a patra categorie e reprezentată prin prorocul Elisei. Om care umblă cu Dumnezeu, om care e plin de Duhul Sfânt și slujește în continuare înaintea lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Domnul să fim, amin? Criză. Și în Cana Galilei a fost o criză materială. Dar l-au avut acolo pe Domnul și Domnul rezolvă. Când aveți criză, cu Domnul ieșiți ușor. Eu mă uitam la Samaria asta, cum a învârtit Dumnezeu roata istoriei. Acum mor samaritenii de foame, mănâncă găinați de porumbel, peste câteva ceasuri mănâncă șunci și belșug, și aur și haine. Acum ia sirienii, erau bogați și acum ia flămâni și fug de scurt. Că Dumnezeu întâi le-a luat mintea. Că ei nu știau cum să fugă mai tare, dar nu le-au venit în cap să urce călare pe cai să fug. Ei au lăsat cai și cămile și măgari și au fugit de scurt. Spune Biblia că o arunca haine, o da jos pantalonii, îți poate fugi, dar nu le era mai ușor să iei caie să fugă. Când Dumnezeu stă împotrivă, întâi ține mintea, să știi. Și când Dumnezeu vrea să-ți dea binecuvântare, o poate da, dar noi trebuie să umblăm cu Dumnezeu, amin? Nu ăsta e subiectul predicii, eu n-am o predică specială, dar așa îmi vine să vă spun lucrurile astea. Hai să vorbesc de o altă criză, în Samuel 13, criză sentimentală. Dar putea să vă ajungă și pe voi. Un băiat se îndrăgostește. Dar se îndrăgostește, de cade bolnav la pat. Compresă cu apă rece. Vine, ce ai, măi băiete? M-am îndrăgostit. Amnon se îndrăgostește de Tamar, știți? E o criză. Când se aprinde luminița aceea sau cineva spune fluturaș prin stomac. Eu n-am, nu știu cum să ăștia, dar spun unii că sunt, așa, nu? E o criză sentimentală, ce faci? Că asta se întâmplă și în casa celor mari, că ăsta erau băieții lui David, de fapt copiii lui David. Criza asta nu cruță pe nimeni, când ești tânăr treci pe acolo. Și omul ăsta a greșit că s-a sfătuit cu Ionatab, fiul lui Shimea, un om foarte șiret. Cred că de trei ori arată în Scriptură cuvântul șiret. Unul pentru omul ăsta și unul pentru diavolul din Eden. Dar șarpul era mai șiret decât toți. Și în loc să se sfătuiască, domnule, te-ai îndrăgostit foarte bine, nota 10. Stai un pic de vorbă cu mama. Stai, domnule, de vorbă cu tata. Cine îți vrea bine decât mama? Nu sta de vorbă pe Facebook. Nu te duci și naviga pe nu știu ce canale, nu povesti pe la școală, nu te duci în altă parte. Duci-te, vorbește cu mama, vorbește cu tata, vorbește cu un păstor care aveți păstori aici, oameni cu experiență. Consultant a fost un păcătos și l-a învățat lucruri păcătoase. Și l-a învățat, du-te, fă-te, că ești bolnav și știți ce s-a întâmplat. Că până la urmă fata asta mi-a plăcut cumva de ea, i-am dat un 10 și un 4 la fata asta. La moralitate i-am dat 10, că ea a spus, măi, nu se face așa în Israel. Hai să facem ca în Israel. Nu se face așa o rușire în adunare din Philadelphia la Melbourne. Hai să facem cum se face la pocăiți. Vrei să te căsătorești? Hai așa, dar cum trebuie la adunare, la pocăiți, nu cum vrei tu prin mașini și la 12 noaptea. Nu se face așa ceva în Israel. Pentru asta eu am lăudat, i-am dat nota 10. Pentru imprudență, i-am dat nota 4. Când l-a chemat-o Amnon și a spus, adă-mi o turtă, scoate pe toată lumea afară, vin în camera cealaltă, încui ușa. Bă, dar tu ca fată nu te gândești, de ce mă bag ăsta în trei camere mai încolo și încui ușa, ce nu poate mânca de față cu ăștia? Fata asta a fost destul de imprudentă. Și aici eu dau un sfat tuturor, atenție, fetelor, atenție, băieți, când eram eu tânăr la Suceava, a fost o mormântare. Un cor merge înainte și un cor în urmă. Era multă lume, mii de oameni. Și fata care a murit era îmbrăcată, mireasă și pusă cu mâinile pe piept. Știți cum a murit? Eu o știu, am cunoscut-o.
O mers la o casă, s-a urcat la prima mașină. Și când au ajuns în cartierul Ițican, fata asta și nu-i spun numele, îi spune, te rog, oprește. Și el nu merge la păduri cu minim trei. Și când a văzut că nu oprește, a sărit din mașină și a murit. Și a îngropat-o. Eu am lăudat-o, nota 10 la morală. Dar la prudență, ce notă îi dau? Tu, fată, te urci la primul care vine cu mașina, nu? Deci trebuie o leacă de înțelepciune și o leacă de prudență. Domnul să ne dea binecuvântare, amin? Și mai am aici o critică la băiatul ăsta, așa păi trece mai departe. Inconsecvența, nestatornicia lui sentimentală. Acum o iubește pe Tamar de se îmbolnăvește, cade lat în pat și eu m-am căsătorit din dragoste. S-ar putea nevasta să audă că voi dați în direct, da? M-am căsătorit din dragoste cu 30 ceva de ani. Tare mi-a fost dragă și încă o iubesc. Dar n-am stat chiar bolnav în pat. Mă ducem la lucru, venim, mă ducem la coasă, venim de la coasă, o iubim așa. Dar e cât ăsta sta bolnav în pat și după ce și-o bătu joc de ea, o urâtu mai tare decât o iubitu la început. O scos afară, i-o dat un șunt în fund. I-a spus, măi, nu mări rău ăsta. Nu, ieși afară, o pus un băiet, o scos afară. Ce om e ăsta, domne? Odată îmi spunea o tânără mie, frate Dragoș, așa mă iubești, mă, la ora două noaptea îmi scrie mesaje. Că mă iubești, îmi face complimente. Zic, bun. Dar ea gândește când te cerți cu el, că la doua noapte îți dă mesajul și te băgicurește acum. Că el cade în extrema cealaltă. Zic, un om, un băiat cu minte, la două noapte doarme. La ora două noapte doarme și ziua când îți trezești pe la 10, îți dă un mesaj, dragă mie, dor de tine, nu? Dar nu-i dai până la două noaptea mesaje, că după aceea când te cerți cu ea, tot la două noapte o băjocurești. Asta e tot criză. E criză sentimentală. În crizele astea e bine, cealaltă, dar nu mai amintim, să intrați cu Dumnezeu în criză și să ieșiți cu Dumnezeu din criză. Să intrați în crizele astea, oricum vă încearcă, vin peste voi. Să intrați plin de Duhul Sfânt. Și veți ieși sfinți și plini de Duhul Sfânt. Doamne ajută-ne, amin? Eu am definit câteva domenii în care oamenii se pot lupta degeaba. Primul domeniu, am spus eu, domeniul reputației noastre. Că biserica asta, Pavel o prezintă în Efeseni 5, 27, ca fiind o biserică slăvită, fără pată, fără zvârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană, da? Păi biserica are un nume, domnule, biserica are o reputație, biserica Domnului, eu am un nume, sunt copil al lui Dumnezeu, 1 Ioan 3 cu 1, vedeți ce dragoste ne-a dat Tatăl să ne numim copiii lui Dumnezeu. Și numele meu, un nume de credincios, că un nume bun face mai mult decât un de lemn, Eclesiastul 7, nu? Ei, eu am o reputație și biserica are o reputație. Am un pasaj din Scriptură. Un om flămând cu oamenii lui s-a dus la unul bogat pe muntele Carmel să-i ceară pâine. David s-a dus la Nabal. Și Nabal s-a uitat, cine-i David? Multe slugi fug de la stăpânii lor, nu-ți dau nimic. David era un om care avea experiență cu Dumnezeu. David a rupt falca leului și a ursului. David cu praștele a dărâmat pe vestitul Goliat. El avea o istorie, avea experiență cu Dumnezeu. Măi, nu a fost atent o clipă, l-a spus, încingeți-vă sabia și mergem să-l omorâm pe Nabal și toată casa lui. Și acum Abigail, nevasta, aude în Samuel 25 cu versetul 31. Vine ea și stă de vorbă cu David și spune, când Domnul Dumnezeu va împlini făgăduințe care ți-l-a făcut, să nu te mustre cugetul că ai vărsat sânge degeaba. Fraților, ca să ne apărăm numele nostru și reputația noastră, noi nu scoatem sabia ca să ne luptăm. Nu, nu. Noi luptăm prin pocăință. Căci voia lui Dumnezeu, spunea Petru, este ca făcând ce este plăcut, să astupați gura oamenilor neștiutori. Asta e voia lui Dumnezeu. Nu mă bat cu pumnul în piept că eu sunt pus de Domnul, că eu sfânt, că eu așa, nu, 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 nu. Și voi sunteți împotriva mea și eu scos sabia și fac război în adunare, nu. Mă lupt degeaba. În domeniul reputației, noi trebuie să fim sfinți. Dumnezeu să ne ajute, amin? Să trăim pocăința și ne apără Dumnezeu. Eu odată aveam probleme în adunare și m-am dus din Bucovina până în Banat la un frate care îl cunoșteam în Arad să vorbească Domnul ceva.
Și el s-a uitat la mine, nu fără rugăciuni, fără cântare, a spus, așa-i că ai dreptate? Zic, am. Dar așa-i că nu-ți dau așa dreptate. Păi nu-mi dau și... Așa e că tu vrei dreptate. Vreau, frate, dar e dreptatea mea. Zic, măi, ai venit 600 de kilometri până un verset. Nu puteți să-l citești acasă. Și parcă mi-a dat el 8, 3, 6 cu 17, zic eu. Dar dacă ți-a per pricina ca un nelegiuit, nu iau-ai nedeslipită de spinarea ta. O zic că tu ți-a per pricina, da. Multe bote ai să iei tu de la frate. Și ce să fac, frate? Du-te și spune, Doamne, apără-mă tu și nu te mai certa cu frață. Eu m-am dus, m-am ridicat, am spus fraților, voi avea și eu partea mea de vină, nu sunt chiar așa de rău cum spuneți voi, dar știți ce, eu l-am rugat pe Dumnezeu să mă apere, l-am pus avocat și de acum spuneți ce vreți, că eu nu m-am certat cu voi și nu mă cert. Știi că oamenii au devenit prieteni? Nu mă bătu niciunul. Dar o trebuie să merg cu trenul o zi și o noapte să citesc un verset din Scriptură. Fără cântare, fără prorocie. Că noi avem reputația noastră. Și dacă ne luptăm cu sabia, ne luptăm degeaba, frate. Lasă-ne apere Dumnezeu. Noi numai să fim pocăiți, amin? De multe ori nu suntem pocăiți și atunci pățim ce pățim. Dar un om care e sfânt, pe ăsta îl păzește Dumnezeu, ăsta îl apără Dumnezeu. Eu spuneam altă dată, 35 de ani am fost mecanic locomotivă. Colegii mei de serviciu la o tură făceau un salar, că vindeau motorină. Erau hoți de motorină, dați la știri pe Pro TV, dați la ziar și cu mascați îi urmăreau. Și tot furau, că românul știe să fure. În viața mea n-am furat motorină de un leu, n-am vândut niciodată motorină. Și odată mi s-a întâmplat că m-a dus la o anchetă, a fost o nesincronizare la citirea unor contoare și am dat, erau vreo 7 în fața mea. Erau vreo 7 în fața mea și mă puneau să scriu întrebări și eu scriam unde-i motorina aceea, 123 de kilograme. Și vine directorul cel mare și dă mâna, ce faci, domn proiector? O oță de motorină aici, la grămadă. Și că tu, măi? Și spune la ceilalți, tăți 7, șef, inginer, bă, voi n-aveți de lucru? Ia dați drumul acasă, hai, dați drumul la spisecție, fiecare, hai, la lucru, la lucru, repede, fugiți, fugiți, zici. Omul ăsta nu fură motorină, măi. Mie mi-a mai mit o leacă inima la loc. O ieși de afară tău și spune, domn creitor, eu ascultă-te predicele tale. Tu nu poți să furi motorină. Dar eu mă gândeam așa ipotetic, dar dacă la o săptămână mă vedeai și pe mine cu două canistri, ce îi spuneam? Oameni buni, de aici din Melbourne, trăiți pocăința și Dumnezeu vă apără. Că dacă nu trăiți pocăința, scoateți sabia, faceți măcel și îl faceți degeaba. Că fără Dumnezeu e degeaba. Psalmul 39, luăm al doilea domeniu, timpul trece, vorbesc în limita timpului. Psalmul 39, întreba omul Dumnezeu, Doamne, curios și eu, care îi spune, care lungimea vieții mele, ca să știu cât de trecător, și răspunde Domnul, zile tale pe pământ scurte, ca să vei, ca trece, ca umbră. Versetul 6, omul se frământă degeaba, strânge bogății și nu știe ale cui vor fi. În domeniul material există de multe ori degeaba expresia asta. Omul se frământă degeaba, strânge la comori și nu știe cine le va lua. Spunea Domnul Iisus, parcă Matei 6 cu 19, nu vă strângeți comori pe pământ unde le sapă hoțele, mănâncă molea și rugina, nu. Strângeți-vă comori în cer la Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute, amin? Există două extreme de care n-aș vrea să predic. În ce privește raportarea noastră la lucru, la muncă, unii sunt lacom de averi și habotnici. Eclesiastul 2 cu 11 spune, o deșertăciune și goană după vânt. Sunt oameni care dimineață până seară lucrează în continuu, două meserii pe șantier, numai în cizme de cauciuc și cu cască în cap. El nu mai are suflet, nu mai are nevastă, nu mai are adunare, nu mai are Dumnezeu. El a venit în Australia, spunea cineva în Europa, frate, eu n-am nici mă fac proroc, eu am nici să câștig vă doi bani. Sunt oameni de așa, o extremă, nu-i bună asta, frate, nu-i bună. Extrema cealaltă de aia leneși care nu lucrează, așa de greu să dau la lucru. Eu la ăștia am și la ăștia un verset. Și l-am predicat odată la nuntă, din Proverbi 6 cu 6, i-a spus la un băiețel, măi, acolo scrie leneșule, du-te la furnică și te uite.
Și a spus, du-te, dă cu piciorul într-un mușuroi de furnici și dacă ai să vezi o furnică că stă așa cu mâini după cap, toată viața eu te țin de mâncare. Eu sunt de la țară, încă n-am văzut. Eu încurajez hărnicia, dar nu lăcomia de avere. Mijlocul cărării neprihănirii, ăla ne duce la mântuire. Dumnezeu să ne-l dea. Amin. Și mai există o problemă aici. Acuzația bogățiilor nedrepte. La noi în adunare se predica că în ziua judecății Domnul va chema piatra din zid și grinda și va spune dacă e luată cestit sau când Habacuc 2 cu 11 spune piatra din zid întreabă și grinda care leagă lemnul îi răspunde. Și a spus în ziua judecății, spunea un frate la noi, dacă ai un cui bătut la casa ta de furat, ăla te acuză. Știți ce atent eram pe la școală, să n-am un capac de culoare, ceva străin, să n-am cumva un pix care nu e al meu, că eu mă gândeam că în ziua judecății vine la pixul și mă acuză. Că asta spune în Scriptură. Sunt aici care frați care... Efeseni 5, cât 27, nu, 28 acolo, când spune, cine fura, să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun ca să dea și celui care nu are. Nu întreb dacă mai sunt frați care fură, că ei nu sunt frați cu mine. Îi adună, dar adună degeaba. Dumnezeu să ne dea pocăință, amin? Al treilea domeniu, al împlinirilor sufletești. Oamenii tânjesc după fericire. Cineva odată spunea că în inima noastră e un gol în forma lui Dumnezeu. Și nu îl putem să-l umplem cu altceva. Nu îl umplem nici cu drog, nici cu tutun, nici cu pornografie, nici cu jocuri de noroc, nici cu alcool. Nu, 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 nu. Că spune cuvântul Domnului, Solomon spunea că el a căutat fericirea, a căutat în știință. Mi-am pus inima să priceapă nebunia și înțelepciunea. Și la urmă a spus deșertăciune. Apoi spune că el a căutat fericirea în bogăție. Mi-am sădit vie, am făcut iazuri, am avut turme, am avut robi și roabe. La urmă, deșertăciune. Și în doi acolo, cu doi, spune în Eclesiastul, atunci am zis râsul, că mă voi veseli. Am zis râsul, ești o nebunie și veselie. Ce te amăgești degeaba? Oamenii caută plăceri în firea pământească. Fac grătare, fac întâlniri, ies la mare, îi duc la ocean, joacă tenis cu piciorul, joacă, mai ales dacă sunt timpul adunării, ferească Dumnezeu cât îți direle astea, mai ales dacă sunt timpul adunării. Cheamă musafirii și spuneam, și când se duc musafirii, rămâne o chiuvetă plină de masă murdare, că aici îi spăla două zile, ăia care pleacă mai și comentează că ceva nu le-a convenit și unde ți-e fericirea? Că nu există împlinire sufletească decât la Dumnezeu, decât la plinătatea Duhului Sfânt. O cântare veche spunea, câtă bucurie în lume pe acest pământ, nu-i niciuna dintre ele ca în Duhul Sfânt. Asta e fericirea adevărată, Dumnezeu să ne-o dea, amin? Domeniul sănătății, Ieremia 4:6 cu cât cu 11. Du-te în Galaad, fiică a Egiptului, caută leac degeaba că nu-i vindecare pentru tine. Nu este vindecare decât în Iacov, capitolul 5. Este cineva bolnav să cheme prezbiter. Aduceți-vă aminte de femeia cu scurgeri de sânge. 12 ani o cheltuit și am multe, multe, multe mărturii cum Dumnezeu vindecă și în ziua de astăzi. Un alt domeniu, relația noastră cu Dumnezeu, 1 Corinteni 15, parcă 1. Fraților, vă fac cunoscut Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați crezut-o, primit-o, pe care ați primit-o și prin care sunteți mântuiți dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o, altfel, degeaba. Există pericolul să nu o ții, că Pavel spune dacă o ții, s-ar putea să asculți predicile noastre și să duci acasă să nu te pocăiești. Tot răutăcios, tot răzbunător, tot cărcotaș, tot ăla-i de vină, tot aia de vină. Și atunci de ce am predicat eu în seara asta aici? Degeaba? Mie nu-mi place să predic degeaba, fraților. Și nu vreau banii voștri, vreau pocăința voastră. Dumnezeu să ne ajute, amin? Sau s-ar putea să existe un pericol să ne îndepărtăm de la original. Dacă o țineți așa cum am propovăduit-o,
Că nouă ne-ar place o pocăință, dar un pic mai ușurică. Nu ne place la Filadelfia, fugim la englez. Nu ne place la englez, fugim în lume, că când e mai comod. Dar nu asta e pocăința, fraților. Nu asta e pocăința. În relația noastră cu Dumnezeu trebuie să împlinim Evanghelia. Amin. Și trebuie să o împlinim așa cum e scrisă, amin? Că dacă nu băgăm de seamă la lucrare, spunea Ierimea, blestemat e cel ce face cu nebăgare de seamă lucrarea Domnului, iar în Maleahii 1 cu 10 spune, cine se duce să-mi închidă porțile? Ca să nu se aprindă foc pe altar degeaba. Și acolo e pus în contextul nesocotirii jertfelor. Că aduceau jertfe, șchioape și oarbe și ciunge înaintea lui Dumnezeu. Și spunea Dumnezeu, dregătorul tău o primește, nu o primește. Eu de ce să o primesc? Când vii cu o jertfă ciung în adunare, când vii cu o jumătate de amin, și când nu vii cu rugăciune, și când nu vii cu un duh mulțumitor, și când nu deschizi gura la cântare, pentru ce ai mai venit? Și spune că ăștia prin foc pe altar degeaba, că ne socotez jertfele. Dumnezeu să ne dea înțelepciune, amin? Fraților, să vorbi ceva de Duhul Sfânt. Eu mă gândeam să vorbesc ceva de călăuzirea Duhului Sfânt din Psalmul 143 cu versetul 10. Dar nu știu, timp nu mai este. Aș vrea să predic în... Eu sunt un predicator disciplinat, să știți. Nu abuzez de bunăvoința dumneavoastră. Eu când vorbesc de călăuzirea Duhului Sfânt, am spus că Duhul Sfânt ne călăuzește prin sfat, Psalmul 73, versetul 24. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi prin sfatul tău, apoi mă vei duce în slavă. Deci Duhul Sfânt ne călăuzește prin sfat. În al doilea mod, Duhul Sfânt ne călăuzește prin oameni al lui Dumnezeu și chiar îngeri. Și a treia posibilitate, Duhul Sfânt ne călăuzește prin împrejurări. Așa le face El. Călăuzirea prin sfat cum e? Unde întâlnim noi sfatul lui Dumnezeu? În Sfânta Scriptură. Îmi așa mi-e drag să predic de cuvântul lui Dumnezeu, așa pledez, așa încurajez pe toți oameni buni, dragi tineri, cercetați Sfânta Scriptură. Aici e putere în cuvântul ăsta. Eu când am văzut cât e putere aici, am rămas străpuns. Când Luca 1:37 spune, nici un cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu nu-i lipsit de putere. Aici puterea lui Dumnezeu, Psalmul 33 cu versetul 6, cerurile au fost făcute prin cuvântul lui. Versetul 9, el poruncește și ce poruncește ia ființă. Psalmul 107, versetul 20, a trimis cuvântul său și o tămăduit, că în Evanghelie avem și vindecare de boală, l-am întâlnit. Om care s-a vindecat ascultând predica, că are putere, o trimis cuvântul și o tămăduit. În Efeseni 5:26 spune ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Evanghelia ne curățește. În 1 Petru 1:23 ne spune, noi am fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci din una care nu poate putrezi prin cuvântul Evangheliei. Evanghelia asta e veșnică, fraților. Matei 24:35, cerul, pământul trec, Evanghelia mea nu trece. Apocalipsa 14:6, am văzut un înger zburând cu o Evanghelie veșnică. Când ai citit un mat în Biblie? Citiți în fiecare zi în Scriptură? Amen. Voi, frații mei, citiți? Aici întâlnim sfatul Domnului, în Sfânta Scriptură. Pentru că în Psalmul 119 spune, cuvântul tău e o candelă pentru picioarele mele, o lumină pe cărarea mea. Versetul 105. Versetul 130, descoperirea cuvintelor tale dau lumină. Și vine lumina asta lui Dumnezeu prin descoperire dumnezeiască, Efeseni 1:17. Și mă rog Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos să vă dea un duc de descoperire în cunoașterea Domnului. Amin? Vi dragă Scriptura? Amin. Citiți în Scriptură? Amin. Se hotărește vreo unul din seara asta că citește mai mult ca până acum? Aleluia. N-am predicat degeaba. Vă hotărâți și voi, surori? Citiți mai mult din Scriptură? Dumnezeu să vă binecuvinteze. Sfatul Domnului întâlnim în Scriptură. Ioan 5:39, cercetați Scripturile. Sfatul Domnului întâlnim în exersarea darurilor Duhului Sfânt. Că voi sărbătoriți rusalele, da? Și când vine Duhul Sfânt, vine cu darurile, poate fi prorocie, poate fi vedenie și toate darurile au în ele un sfat de la Dumnezeu. Și Domnul ne călăuzește prin Duhul Sfânt. Amin? Amin. Nu vorbesc de călăuzirea prin oameni și îngeri.
Scur voi vorbi de călăuzirea prin împrejurări, că ni s-a întâmplat și n-am înțeles-o. În Deuteronom, parcă 32:11, spune că vulturul care scutură puii și poartă puii pe aripi, versetul 12, așa a călăuzit Domnul pe poporul său. Am fost în Nogara, în nordul Spaniei, este o rezervație mare de vulturi. Vulturi a cărora avem gură depășește 3,10 metri, ajung la 3,5 metri. Sute de vulturi. I-am văzut de aproape, de la câțiva metri. Îmi spuneau fratele care m-au dus pe un vârf de munte că vulturul, dacă îl fugărești la deal, nu poate fugi, că s-a aripi limane, așa. Dar vulturii își fac cuibul în stângi, pe înălțim, el se aruncă în gol și acolo își desface aripile. Puii de vulturi sunt leneși și fricoși. Și stau acolo în cuib și așteaptă să fie hrăniți. Și când se uită vulturul ăla bătrân care putea zbura, spun oamenii de acolo, se duce și le strică cuibul. Le strică cuibul și atunci vulturul, el începe să zboare, puii de vulturi. Și apoi îi lasă să zboare și vulturul bătrân se bagă sub ei așa, îi ridică la înălțimi mari și iar le dă drumul. Asta spunea Moise, ca vulturul care scutură puii, așa ne-o călăuzit Domnul. Știți, noi de multe ori avem porunci de la Domnul și nu prea le facem. Mă gândeam că le spunea Domnul la ucenici, duceți-vă în toată lumea, propovăduiți Evanghelia, începeți de aici, din Iudeea, Galileea, Samaria, până la marginile pământului. Dar ei s-au dus la Ierusalim la adunare. Ce frumos era la Ierusalim la adunare, mai frumos ca la voi la Filadelfia. Eu mă imaginam așa să-l vezi pe Petru cum predică. Spune fraților, știți ce senzație aveam eu când mergem pe ape? Îl vezi pe Ioan când predică, dar știți în noaptea cinei când am pus eu tâmpla pe pieptul lui ce am simțit? Dar să-i vezi pe ăia, e predicator, domnule, predicator, plin de Duhul Sfânt. Unde să te duci în toată lumea? Când flămânzeu coboreu la subsol și la subsol venea Prohor cu Polonicu, Nicanor cu Parmena și le da mese de dragoste, unde să te duci? Și atunci Domnul a stârnit o împrejurare, a venit o mare prigoană. Și Filip ăla care răspundea de castroane, se duce în Samaria și Dumnezeu face minuni prin el. E o călăuzire prin împrejurări. Se închide o parte. Doamne, m-a dat afară de la servici, Doamne, n-am chirie. Stai liniștit, e o împrejurare, Domnul te călăuzește în altă parte. Tu n-ai înțeles voia lui nici din Scriptură, nici din Duhul Sfânt, că poate ești un pic mai firesc. N-ai cerut nici ajutorul fraților, nu ți s-o arăta niciun înger, dar Domnul trebuie să te călăuzească. Și atunci Domnul lucrează cu niște împrejurări ca să te ducă unde vrea El. Când eram mic, eu dam oile la strungă. Aveam un ocol mare și era așa o gaură pe unde ciobanul prindea oaia. Și oile nu voiau, dar atâta le purtam până le băgam acolo la strungă. Așa face Dumnezeu câteodată cu noi. Asta e călăuzire prin împrejurări. Să fim atenți și la asta. Duhul Sfânt, fraților, îi necesar în viața noastră pentru că El ne ajută și în slujire. Cum pot eu să cânt fără Duhul Sfânt? Poate careva din voi cânta fără plinătatea Duhului? O lălăială așa, adusă din lume. Poate careva predica fără să fie plin de Duhul Sfânt? Poate careva proroci fără plinătatea Duhului Sfânt? Duhul Sfânt ne ajută în slujire și Duhul Sfânt ne ajută în trăire. Filipeni 2:12, duceți mântuirea la capăt. 2 Corinteni 7:1, duceți mântuirea la capăt. Asta Duhul Sfânt mă ajută. Păi dacă n-am Duhul Sfânt, cum o duce mântuirea? Prin fire? Nu se poate. Duhul Sfânt ne aduce descoperiri de la Domnul. Asta, Romani 9:1, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor. Ca să înțelegi voia lui Dumnezeu, ai trebuință de plinătatea Duhului. Și Duhul Sfânt îți descoperă cuvântul, Duhul Sfânt ți-l împrospătează ții ca predicator. Ți-l împrospătează, că spunea Domnul Ioan 14:26, Duhul Sfânt vă va aduce aminte. Ei, dar ți-aduce aminte ce ai știut? Mă întreba odată un frate, frate Dragoș, îi păcat dacă învăț o predică pe de roșu, o spun la învun? Am spus, nu e păcat, dar nu e păcat dacă înveți 100 de predici și le spui la învun.
Nu. Învățați 100 de predici piederos și spuneți-le aici. Învățați-te. Eu n-am nicio schiță, nici un punct, nici o virgulă. Dar ce vă spun, eu le-am știut, eu le-am studiat. Și Duhul Sfânt spune asta. Dar astea toate le-am știut. Că Duhul Sfânt îmi prospătează. Duhul Sfânt vă va aduce aminte. Și Duhul Sfânt, spuneam eu, actualizează învățătura. Când Ioan 16 cu 12 spune, mai am multe lucruri să vă spun, dar nu le purtați, nu le puteți purta. Când va veni Mângâitorul, El vă va învăța. Că provocările care le aveți voi, bunicii mei nici nu le-au visat. Bunicii mei au fost pocăiți, părinți pocăiți. Provocările noastre, acelor din Melbourne, părinții mei nici nu s-au gândit odată la ele. Sunt provocări noi, păcătoase. Oamenii dau legi împotriva neprihănire, legi păcătoase, pe care nu știu bunicii mei cum ar fi rezolvat. Dar pentru că sunt noi și când noi, eu nu le-am auzit de la părinți, ei nu s-au gândit niciodată, vine Duhul Sfânt și mă îmbată. Vine Duhul Sfânt și ne spune. De aia spun, fiți plini de Duh. Duhul Sfânt ne călăuzește. La mine cel mai dificil moment în predică, știți care? Să-mi aleg predica. Și am nevoie de un dar de cunoștință ca să-mi arate Domnul nevoile voastre și în funcție de nevoile noastre să vă dau învățătură. Că degeaba vorbesc eu o predică bună, atributele lui Dumnezeu. Pe voi vă doare capul și eu vă gâdim la tălpi. Asta nu-i leac. Eu trebuie să predic ce vă trebuie vouă. Nu predica care o știu eu mai bine. Și de fiecare dată mă rog, ascult la cântare, ce cântări au cântat, o prorocie, la un cuvânt care s-a citit, la ce au predicat fratele dinaintea mea și spun, asta e călăuzirea. Vă spune când în Isaia 30:21, ăsta e drumul, mergeți pe el. Dumnezeu să ne dea tuturor călăuzire. Au nevoie de călăuzire cântăreță? Spuneam eu nu de mult, l-am cunoscut bine pe fratele Vasile Chelva. Și el ne-a povestit o întâmplare. La dânsul în adunare, în tinerețea lui, printr-o ocazie, a venit primarul la adunare. Om rău, împietrit cu o reputație așa de ortodox. Și a venit și, frate, când a văzut că a venit primarul, a pus corul, a cântat cele mai frumoase cântări. Și îmi spunea fratele Vasile, băi, mă uitam la el, nici o tresărire, nici o... Că un chetroi stă acolo pe bancă. Că trebuia să vii la pocăiță, la o nuntă. La... Și-au pus predicatorii cei mai buni și frate, au început cu chemări, cu nimic, cu un pietroi așa. Și fratele Vasile îmi spune, măi, așa de tare m-am împietrit, nimic nu l-a mișcat pe omul ăsta. Și trebuie să elibereze adunarea. Și înainte de a se elibera, se ridică o soră, spune, fraților, înainte de a pleca acasă, hai să cântăm și cântarea, când mergeai cu crucea în spate, scum mântuitor, celor ce veneau din urmă, le-ai vorbit zicându-le lor, nu mă plângeți cu durere sărmane, femei, ci vă plângeți fiecare, că vine un necaz mare. Și spune, băi, ciudat, m-am uitat la primarul ăla, i s-a luminat fața, așa, la a doua strofă a început să lăcrimeze. Când s-o temna cântarea, au zis că plângea și au spus, frate, mă pocăiesc și eu. Și-o rămas pocăit. Și-mi spunea fratele Chelma, bătrâna aia a fost la sfat cu Domnul. Ea o știu ce cântare trebuie cântată. Că Domnul îi spunea lui Ieremia, dacă ați fi fost față la sfatul meu, ați fi spus poporul meu cuvintele mele, ca ei să se întoarcă de la calea ce rea. Când vii la amvon, vine de la sfat cu Domnul. Doamne, ce trebuie să spun la oamenii ăștia? Asta e călăuzirea în predică. Călăuzirea în locație. Au vrut Pavel să intre la Bitine, au vrut să ducă la misia. Și Domnul, nu, aici, nu dincolo. Doar tot la evanghelizare îți duce Pavel. Nu îți duce la meci, nu. Îți duce cu Biblia în mână. Dar noaptea au avut o vedere, cineva din Macedonia. Cineva spunea, Domnule, stăm lângă un copac și am face și focul să coacă. Și nu se coace, și alături e unui cop, dar nu-l vedem, numai să culege în roadele. Știi ce mult contează? Călăuzirea unde te duce. Și asta ne-o dă Duhul Sfânt, călăuzirea în lucrare, în cântare, în predică, în tot ce facem, ne trebuie călăuzire. Pentru asta ne trebuie plinătatea Duhului. Și apoi am spus eu că Duhul Sfânt îți dă autoritate. Autoritate peste vrășmaș. Când adunare sunt duhuri de împotrivire. Eu dacă aș vrea acum să predic de ținuta cuvincioasă, unii v-ați strâmba, nu?
Dacă aș vorbi de nașterea de copii, nu v-ar place predica. Dacă ar vorbi de botezul cu Duhul Sfânt, unora nu vă place. Mie puțin îmi pasă. Duhul Sfânt din mine e mai tare decât răzvrătirea din voi. Și cel care predică se fie însoțit de la Duhul Sfânt. Amin? Fapte 13:9, Pavel predica. Și unul tot timpul în continuu îl înțepa. Se spune că Pavel, plin de Duhul Sfânt, s-a oprit și a spus: fiul dracului, vrășmașa oricărei neprihăniri, până când stucești tu căile drepte ale Domnului, iată că rămâi orb și nu vei vedea. Și Elima a rămas orb și a început să bâșbâi. Ce să-i faci, mă, lui apostolul Pavel? Ce să-i faci că să-i plimbi de Duhul Sfânt? Ai putere să comentezi la predica lui? Dar dacă vine numai căldicei și firești, eu firesc, voi mai firești ca mine, ia să ceartă în adunare. Doresc ca frață care suie ei să fie plin de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt îți dea autoritate peste duhuri necurate și boli. Marcu 3:15. Le da putere să scoată draci și să vindece boli. Asta e lupta noastră a slujitorilor. Nu-i lupta de la amvon și de la partidă. Noi avem de luptat împotriva duhurilor răutețe care sunt în văzduh. Noi cu ele luptăm. Noi luptăm cu duhuri de boală. Când te duci la căpătăiul unui bolnav, nu-i arăți nici diploma, nu-i spui că eu sunt comitet. Trebuie să ai putere peste duhul de boală, peste duhul ăla necurat care îl chinuiește pe un băieț și o fată. Când m-am dus în America prima dată, m-a chemat un frate: frate, vino și te roagă pentru băiatul meu. Mă duc la el, stau în pat, dar ce-ai pățit? Am fost împușcat. Am avut două cartușe, mi le-au scos, dar mi-e tare rău. Dar ce-ai făcut? Știți, cu drogurile. Prima mea rugăciune a fost pentru un drogat. Vine al dat o mamă să spune: uite băiatul meu, îi drogat, fraților, rugați-vă. Vreau să vorbesc cu el, cu cine? Octavian era acolo. Un păr mare, da, peste cap, un zier până la jumătate capul, nici nu arăta om. Vreau să vorbesc, n-ai cu cine vorbi. Am făcut o rugăciune împreună cu frați, că erau mai mult. Dumnezeu l-a eliberat, băiatul a venit la adunare, a primit botez, a făcut institutul și predică Evanghelia. Aleluia. Că asta înseamnă Duhul Sfânt. Îți dă autoritate și peste duhuri de răzvrătire, și peste împotrivitori, și peste duhuri de boală. Îți dă autoritate să respecti rânduiala bisericească. Că Pavel a scris o scrisoare și a spus: dați afară, măi, rău acela. Știți în Corinteni o scris: am auzit că între voi o curvie ca nici la păgân nu este. Și voi v-ați lăudat în loc să plânge. Dați-l afară imediat. Cum să-i spui lui Pavel că nu-l dai afară? Că Pavel e plin de Duhul Sfânt. Și doresc ca adunarea asta să fie plină de Duhul Sfânt. Amin? Închei predica. Dacă dă Domnul marți, plecăm. Nu mai vreau să vin în Australia. Un drept. Așa de departe sunteți și așa ne-i de dor de case, dar am să mă rog pentru voi. Și rugați-vă și voi pentru noi. Și când se va auzi trompeta, poate mai venim, nu știu, nu mă iau făgăduință așa, hotărâri grăbite. Dar vreau că atunci când se va auzi trompeta, eu știu că Domnul mă va chema acasă, mă rog să mă iei cu nevasta și copiii care mi-au dat Domnul. Și să nu lipsească niciunul. Frații mei, dacă aveți fii risipitori și fiice nepăsătoare, rugați-vă Domnul. Amin. Și în ziua aceea să ne întâlnim cu toți. Amin? Mărit să fie Domnul. Am început cu Psalmul 127. Fără Dumnezeu, degeaba. Pentru mine concluzie. La minutul trecut de amiază, eu m-am alergat pe coama dealului și acum cobor încet cu soția de mână și mă întrebă: mare, cât mai avem? Într-o zi poate auziți că nu mai sunt. La mine e o concluzie. La voi e o avertizare. Băgați de seamă, voi intrați în viață. Nu uitați! Fără Dumnezeu, degeaba. Amin. Amin.